Dar, Doamne, ca din viața casa arsă se risipește genul românesc, ce faceți? Ce blestemă vă apasă de nu vă mai întoarceți înapoi? De 20 de ani vă chem acasă și moare drumul în genunchi la voi. Un noi în centrul Europei plânge de dor mistuitor de țara lui, iar taragotul cântă parcă în sânge și niciun doctor pentru doină nu-i. În fine, Gheorghe, toată drama noastră s-așează ca să stea și ea în drum spre țara roșă, galben-albastră, în care toți veți reveni postum. Vorbesc cu ceilalți când vorbesc cu tine, te văd că nici o bucurie n-ai, nici gloria nu te mai face bine și tu respiri convalescent în nai. Alerg pe o șosea plângând spre țară, port marca unei muzici de zanfir și duc un nai pe creier să nu moară și doina lui de jale o respir. Și dacă fac și acești ultimi pași, priviți-i pe zanfir și pe fărcaș. În 1938, Maramureșul primea în dar probabil cel mai mare lăutar al României rămas în viață. S-a născut la Groș, într-o familie modestă. A rămas orfan la o vârstă fragedă și a ținut să-i urmeze talentul tatălui, acela de a cânta dumnezeiește. A cunoscut instrumentul încă din copilărie, însă ce nu a știut atunci este că urma să devină un mare maestru al taragotului. Însă și privighetoarea muzicii populare românești, Maria Tănase, i-a scris și a încurajat talentul la o vârstă fragedă de numai 24 de ani. Astăzi, cetățean de onoare al Clujului și deținător al Crucii Naționale, Serviciul Credincios, clasa a treia, al Ordinului Meritul Cultural, în grad de mare ofițer, categoria de arta spectacolului și al titlului de doctor honoris causa din partea Academiei de Muzică Gheorghe Dima, maestrul taragotului cu suflet, Dumitru Fărcaș, la Portrete de Centenar, într-o Românie de 100. Aș vrea să vă mulțumesc că ne-a acordat din timpul dumneavoastră prețios și aș vrea să ne întoarcem împreună în timp, la Groș, în Maramureș, în satul copilăriei dumneavoastră, imediat după cel de-al doilea război mondial. Trebuie să fi fost vremuri destul de grele. Da, într-adevăr, au fost vremuri grele, mă amintesc. Oarecum cu tristețe, pentru că lumea era atât de bulversată și atât de amărâtă după necazuri care au trecut peste noi, peste țară. Dar totuși a fost o copilărie frumoasă, o copilărie liniștită într-un sat Groș, pe nume Groș, lângă Baia Mare, unde m-am născut și dintr-o familie de țărani, cu trei copii, Simeon, Vasile și Mitruț. Din păcate, tata s-a întors din război bolnav și la 43 de ani ne-a părăsit. Mama a rămas cu noi mici, 7 ani, 10 ani, 12 ani. Și ca o adevărată Vitoria Lipan, ne-a crescut într-un spirit de demnitate, de iubire, de cinste, de corectitudine și mă amintesc cu mult drag, îți spunea: copii, pe unde umblați să fiți prunci de omenie și să nu mă aduceți rușine acasă.
Da, spuneați asta într-un interviu, că vă spunea tot timpul să nu faceți de rușine, să nu aduceți rușine acasă. Ați fost un copil ascultător? Da, am fost, pentru că mama era destul de severă, că i-a purtat rolul și de mamă și de tată. Și noi am respectat ceea ce, indicațiile pe care mama ne le dădea. Și am avut și norocul de niște adevărați învățători, erau pe vremea aceea, fie Țărâna Ușoară, învățătorul Lupan, că modelele satului românesc erau preotul, primarul și învățătorul. Domnul învățător Lupan, un om de o mare exigență, dar foarte corect, și ne-a pregătit pentru viață, ne-a pregătit să fim oameni de omenie și, așa cum spunea și mama, să avem cinste și demnitate, să fim muncitori, să fim harnici. Și așa că au trecut ani, terminând liceul de muzică, dar înainte de liceul de muzică, trebuie să vă spun că sunt atâtea amintiri cât sar de la una la alta, cum era tot pe vremea aceea mare dascăl, directorul liceului de muzică, Mihai Gudman, cu directorul coreografiei și a liceului de arte plastice, plecau vara în vacanțe cu un Moskvich în prospecție pe sate, în depistare de talente, de valori. Așa a ajuns și în satul meu și a ajuns în contact cu învățătorul Lupanu. Câți ani aveați, să vă mai amintiți? Păi aveam cam 12-14 ani. Sigur, când am terminat, la 14 ani, am terminat școala de muzică și a spus, da, am un băiat care cânta cu fluierul, cânta, joacă, pune poezii și așa mai departe. Dar la noi, familia noastră, se moștenea de la tata, a rămas un clarinet. Un clarinet în mi bemol, care tata l-a primit de la un prieten de-a lui, după ce a arat ogorul cu cai, așa mai departe, zice, fără tate, Gheorghe, nu am bani cu ce să te plătesc, că îți dau o clarinetă asta. Tata a învățat să cânte la clarinet. Așa, și cei mai mari frați, care aveau o plăbânaș și mai dezvoltat, zic, bine cântau. Iar mama, eu care eram invidios că ea pot să sufle în clarinetă, mama mi-a cumpărat un fluieraș. Și am ajuns la concursul interșcolare pe sate, cum era pe vremea aceea, și am luat premii și în sfârșit, așa am ajuns în atenția învățătorului, că aș avea oarecare talent înspre cariera care am îmbrățișat-o mai târziu. Și atunci am venit la probele muzicale, am venit la Cluj și am dat examen la școala de muzică și, bineînțeles, că am intrat la liceul de muzică și am început cariera cu domnul profesor Udrea, Dumnezeu să-l odihnească și pe el. Și ca să nu prelungesc prea mult, după terminarea liceului, era, de fapt, școala de muzică, se numea școala medie tehnică de muzică. Și cum erau școlile medie tehnice, îți dădea posibilitatea să ai o diplomă de calificare într-o profesiune. Și cum am terminat, sigur, aici am făcut oboiul. Asta vreau să zic, că eu știu că de la început n-a fost taragotul primul instrument, prima dragoste. Nu, nici nu era. În Ardeal nu se cânta cu taragotul, nu știam ce înseamnă. Deci a fost prima dată fluierul, clarinetul tatălui. Sigur că da. Apoi oboiul. Oboiul care l-a făcut în liceu de muzică și, da, urmă, taragotul împins de nevoie l-am învățat. Dar să spuneam că terminând liceu, aveam oarecare calificare și la Baia Mare, tocmai în 60, se înființase ansamblul Maramureșul, să chema probleme aceea. Ansamblul Maramureșul și eu, într-o cârciumioară, m-am întâlnit cu prietenii din Groși. Și am scos oboiul la o bere acolo, într-o grădină de mare și cântam cu oboiul și de peste drum, stând pe geam și fumând o țigară, un domn
și a luat un tren și pe el, era seara, așa. A trecut strada, a venit în grădina de vară acolo și a spus, ascultând sunet de uboi: „Ce-i, copile, cu tine, de unde ești?” „Domnule, sunt din Groș.” „Și ce-i cu tine, unde ai învățat să cânti uboi?” „La școala de muzică din Cluj și am auzit că este un concurs aici pentru ansamblu din Baia Mare care s-a înființat, era Popescu Județ, Florin Raba și Constantin Alvinte care au pus bazele acestui ansamblu și am venit să mă angajez.” „Păi eu sunt dirijorul ansamblului, Nemes Aurel.” „Dumneavoastră sunteți.” „Bine, copile, mâine la ora 9 să fii la..." Ați fost angajat. „La teatru?” „Încă nu.” Când am ajuns acolo, m-a întrebat, locul de oboi era ocupat de oarecare Bologa, un oboist, fost copil de trupă în armată, pe vremea aceasta făcea muzică serioasă, dirijorul era Ioan Micu, care a fost comandant de grăniciar și directorul școlii militare de muzică din București, dar fiind de undeva din Mădăraz, de lângă satul mare, el, la pensionare, a preluat ansamblul. Zice: „Măi, băieți, știi să cânti la taragot?” „Stată așa, știu.” Știați să cântați la taragot? Și știam cât se putea, dar știu că am intrat cu o doină care îmi plăcea foarte mult și l-auzeam pe Iosif Miru făcându-i retunelă la Ion Cristoreanu, la Ana Dragă, Ana Dragă, o doină foarte superbă. Și când am început să-i cânt, directorul a spus: „Bine, copile, te-am angajat.” Și așa că am intrat și în orchestră, am cântat cu oboiul, partiturile care mi le scria Arvinte, treci la oboi și am început să studiez cu mare drag, să mă îndrăgostesc și de acest instrument de taragot. Da, spuneați că taragotul nu prea era cunoscut în țara noastră. Care e istoria lui în țara noastră? Țara noastră era cunoscut că era adus după primul de la Ionită Lucu Pornea. De Luță Ioviță a adus în Banat. Deci numai în Banat era Luță Ioviță, Ion Murcu Bănățeanu, Petrică Vasile, care se cânta. Și eu l-am auzit la radio, eu n-am văzut, dar în Ardeal nu era specific acest instrument și nu s-a cântat, până la mine nu știu să fi fost. Acum, din Dobrogea până în Sighetul Barbanței, a devenit un instrument foarte popular și foarte iubit. Dar de unde a venit succesul? Că după 2 ani de zile de studiu, într-adevăr, studiu cu multă ambiție, am reprezentat Maramureșul la Festivalul Mondial al Tineretului Studenților de la Helsinki, reprezentând Maramureșul. Faza de zonă era aici la Cluj, șeful comisiei de aici din Cluj era regretatul Tudor Jarda, și deci faza pe zonă și porul la București. Am venit la Cluj, am reușit, am plecat la București, La Teatrul Constantin Tănase era concursul cu instrumentiști din toată țara. Și îți dai seama, concurenții mei, Toni Ordache, Gheorghe Zamfir, Ion Drăgoi, Nicolae Boxelescu. Niște monumente. Da, Alexandru Țitruș. Aveați 20 și ceva de ani pe atunci. Da, deja
terminasem liceul și așa și cu 2 ani de experiență de acolo. Și așa că în jurul era Constantin Arvinte, era Popescu județ și era domnul Baciu Mare, coregraf, artiști emeriți și așa mai departe. Pentru că și Maria Tănase. Și atunci am avut prilejul trecând, am trecut, și Maria Tănase a fost, a rămas fascinată și tot juriul și a obținut premiul întâi. Practic ăsta a fost unul dintre cele mai importante sau dintre primele concursuri de care v-am... Nu, deschidere de drumuri. Uh-huh. Eu de acolo am primit un premiu de 7.000 de lei. Și ce ați făcut cu banii, vă mai amintiți? Să reprezint țara, la Helsinki. Banii, am invitat toți prietenii la restaurantul Berlin, le-am dat fripturică, le-am dat bere, le-am dat vinuri și așa mai departe și am venit pe la Cluj, că eu deja eram complexat pentru că colegii mei studenți erau în anul 2 la conservatoriu. Eu întrerupând și fiind 2 ani de zile în producție, cum se spune atunci, nu aveam oarecare copil, uite, colegii mei sunt studenți și am venit să fac o masă mare aici cu toți colegii de la conservatoriu, promoția mea. Și m-am întâlnit în holul conservatoriului dimineața cu fostul meu profesor din liceu de muzică, domnul Udea. Bună dimineața, Fărcășel, bună dimineața, ce faci? Bine, mă, profesor, uitați, sunt solicitat la Radio Cluj pentru imprimări, sunt mare artist, am luat premiul întâi la festivalul de la Helsinki și... Da, extraordinar. Dar eu, cum eram învățat de la mama să fiu ascultător și să fiu, să fiu de omelie, modest, cum se zice pe la noi și cu sigur, domn profesor, eu sunt solist al ansamblului Maramure și sunt invitat, da, solist și așa ca și o, ca și o snovă și se spune la ce știi să cânti. Când mi-a fost 7 ani profesorul meu la liceu de muzică, dar ești un mare artist, dar ce știi să crezi? Ia vino tu cu mine și m-a dus direct în bibliotecă. Avem Haydn, avem Mozart, avem Beethoven, avem Handel, avem sonatele și peste 3 săptămâni avem examen la conservator. Domn profesor, dar nu discutăm. Te duci la Brașov, pe Brașov 2-4, ai un pat, dorm, mâine dimineață vii la mine și începem pregătirea și studiile. Așa că am început. Și ați reușit să intrați din prima? Sigur. Când m-am întors la ansamblu, după 3 săptămâni, directorul, unde ai umblat, băi colane, te dau afară, te domnul director să studie la conservatorul. Și de acolo am trăit cei 5 ani de studiu, cu adevărat, și după ce am terminat Academia de Muzică, spunea profesorul, acum e timpul ca să te duci la radio, să te duci la televiziune și să faci ceea ce ți-ai dorit în urmă cu 5 ani. Că pe vremea aia nici n-ai învățat cum să înveți. Așa că acum te-ai maturizat, te-ai avut experiență și așa am ajuns la Academia de Muzică. Cum a fost perioada studenției? Pentru că știm, Clujul este și astăzi un centru universitar. Vă mai amintiți de... Da, mă amintesc eu. Cum să spun, având oarecare experiență, sigur, și oricare rutină de orchestră și mai știam și să armonizez, să orchestrez. Și când am venit la Conservatorul de Muzică, pe lângă Casa de Cultură, în acest frumos edificiu, era un grup, un mic taraf și un grup de dansatori. A căr mentor era regretatul Hodoroc, care a fost directorul nostru 35 de ani în această casă de cultură. Și domnul Traian Mârza era profesorul meu de folclor conservator și el conducea acest taraf și a spus, Dumitru, vii la Casa de Cultură a Studenților și preiai taraful ăsta și având oarecare experiență și necesare ca să-i pregătești. Atunci eu am adus colegi de-ai mei de la conservator, care erau prieteni și doritori de cântec, de folclor, i-am atras pe Casa de Cultură
și a început și un destoinic coregraf, Nicolae Petri, cu care am lucrat extraordinar de bine, și încet, încet s-a format ansamblul Case de Cultură Studenților, care poartă numele de Mărțișoră. Probabil unul dintre cele mai longevive și cele mai vechi ansambluri din țară. Și de ce Mărțișorul? Vă iubiți primăvara? Sau care-i povestea Mărțișorului? Este simbolic, pentru că ce se întâmplă în ansamblul nostru? Eram undeva și ideea a venit la unul dintre studenți. Ideea de unde a venit? Pentru că ansamblul este împrospătat în fiecare an. Cei care în ansamblul în anul 5 pleacă, așa cum spunea lui, simbolic bătrânii, și în fiecare an se împrospetează cu noi talente, cu noi valori și așa mai departe, și este oarecum o nuanță în primăverii, a tinereții. A tinereții veșnice. A tinereții, așa. Și a tinereții veșnice. Și așa s-a format ansamblul cu care am cutreierat o lume întreagă, aducând poate cele mai semnificative și cele mai multe trofee la atâtea festivale naționale care erau studențe și internaționale pe care le-am făcut. Dacă bine îmi amintesc, pe locul 2, ansamblul Mărțișor, atâta vreme cât l-am păstorit 55 de ani. Viață de om. Și o viață de om. S-au schimbat generațiile, s-au schimbat, dar au rămas același entuziasm și aceeași dragoste cu care tinerii noștri îmbrățișează aceste valori folclorice. Și, de fapt, Mărțișorul a și fost o școală, pentru că aici, în primul rând, era o ordine și o disciplină. Și cine iubește ceea ce face, e bine care vine nu așa în vizită și trebuia să se retragă singur, că nimeni nu îl dădea afară, dar își dădea seama că e oricare exigență, oricare disciplină, și acest ansamblu de mare seriozitate. Mă mândresc și acum, deși am ieșit de vreo 5 ani de zile, dar când îmi cer sprijinul, eu sunt alături de ei și îi pregătesc, și acum pleacă în Occident, pleacă prin lume și le aduc rezultate, după cum se vede, din cele mai valoroase și cele mai prestigioase. Pentru cei 55 de ani în ansamblu, ați primit drept răsplată și o sală care vă poartă numele aici, în Casa de Cultură a Studenților. Nu e o sală, că e sala unde am păstorit-o 55 de ani, sala mare de spectacole. Ce lăsați tinerilor, dacă spuneați că iubiți atât de mult tinerii și ați încercat prin ansamblul acesta să vă referiți la tineri, în afară de această sală, ce lăsați tinerilor care vin din urmă? Dumnezeule, dragostea, inima și sufletul meu le rămâne lor pentru totdeauna. Ei recunosc și mai ales că ei recunosc că am trecut pe aici și am implantat acest gen, această comoară, această avuție națională în sufletul lor, și din generații în generații s-au influențat. Cei din anul 4 cu dăruirea sau anul 5 i-a pregătit pe cei din anul 1 care intrau și așa mai departe, din generații în generație socializat, să spunem așa, și ansamblul este la aceeași cotă înaltă de valoare cum a fost și pe vremea mea când conduceam, așa că vorba poeților Enechița, Lecu și Nicolae, las vouă moștenire creșterea limbii române și a patriei cinstire. Ceea ce am făcut eu, ceea ce le-am transmis eu, au rămas în sufletul lor și pentru mine este o mare mulțumire sufletească tot ce am făcut pentru ei și mulțumesc ei pentru mine, pentru că... Asta urma să vă întreb, mai aveți ce învăța de la ei? Ei au ce învăța de la dumneavoastră, dar dumneavoastră mai aveți ce învăța de la tineri? Sigur că totdeauna cine vrea să învețe, totdeauna găsește un drum și o cărare înspre a învăța. Acum, experiența un om care, dacă vrei să vorbești, noțiunea de a ști. Ca să știi, trebuie să înveți. Și ca să înveți, trebuie să ai o experiență. Experiența se câștigă în timp. Așa că, sigur, de la ei, ce să învăț?
Învăț încă să mai rămân, să mai rămân tânăr, să mă bucur de ei, de realizările lor și sigur, atâta vreme cât voi supraviețui, rămâne pentru mine o parte din viață, adică o parte din viața mea întruchipată în acest nucleu de cultură care mă mândresc, cum spun, și am scris numele pe orbită europeană și dincolo de granițele europene. Atunci când va veni să cânte ultimul invitat din ceea ce înseamnă secțiunea folclor, cu siguranță nimeni nu va mai simți frigul, pentru că ne-a încălzit încă de acolo din culise, pentru că este un om extrem de conectat la tot suflul acesta românesc și pentru că a devenit deja un simbol de românism și de tot ceea ce înseamnă naționalism. Andrei, vreau să vă spun așa, că s-a născut în triluri de fluier într-o familie din Maramureș, în care aproape toți cântau. S-a școlit în muzică, absolvind în 67 cursurile Academiei de Muzică din Cluj și a început cariera muzicală ca și instrumentist al unui ansamblu din Baia Mare, iar la scurtă vreme a preluat ansamblul Mărțișorul al Casei de Cultura Studenților din Cluj-Napoca. Hey! Alături de care a acumulat atât de multe premii și trofee, încât ne-ar fi imposibil să le enumerăm. Cariera sa prestigioasă i-a adus recunoaștere națională și mondială, astăzi fiind cetățean de onoare al mai multor orașe precum Cluj-Napoca, București, Reșița, Baia Mare, dar și unui orășel din Coreea de Nord. Pentru meritele domniei sale în ceea ce privește crearea și transmiterea sublimului prin arta de a cânta, a fost decorat cu Crucea Serviciului Credincios, clasa a treia, cu Ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer, iar în 2008 a primit titlul de doctor honoris causa din partea Academiei de Muzică Clujene. Cântă astăzi pentru dumneavoastră cel mai mare taragotist din Ardeal! Astăzi, președinte de onoare al Congresului Internațional al Taragotiștilor și un invitat de seamă încă de la începuturile Antenei 1 Cluj, inegalabilul Dumitru Fărcaș! Dacă tot vorbeam de învățături, știu că ați studiat limba rusă, că erați un iubitor al limbii ruse. Vă mai amintiți, nu știu, vreun citat, vreo poezie? Vă mai amintiți ceva în limba rusă? Cum îți dai seama? Sunt atâția zeci de ani necând și... Da, la liceu, la noi sâmbăța primată, am început cu... Era să preda latina. Așa, pe urmă, făceam franceză sau engleză, dacă... Vreau să înveți limba rusă. V-a folosit vreodată, nu știu, peste ani? Melodii care le știu, că am fost pe Rusia, am făcut turnee pe Rusia și le cântam, dar sincer știam, poezii știam, dar odată cu timpul sau cam știam din memorie, așa că... Dar știți să mai vorbiți, să o mai înțelegeți? Adică ați putea să ne spuneți ceva în limba rusă? Sunt expresii care le mai înțeleg, sigur, de la ei, da, sigur că da. Sunt multe expresii, dacă îi ascult, dacă aud vorbim, dar ne conversând, oricum o limba să uită. Dar sunt multe cuvinte care îmi amintesc de ele și îi știu. Dar una peste alta trebuie să vă spun că am făcut niște turnee cu virtuoșii Transilvaniei, am format un nucleu, numai cu valorile de acelei Transilvaniei și am făcut
Am făcut două turnee mari în Rusia, începând din Ucraina. Începând la Minsk, pe la Vilnius, pe la Kiev, așa, la Harkov, așa mai departe. Trebuie să vă spun că rușii și acum nu că erau partea ucrainiană, da, dar rușii erau foarte receptivi, da, la arta noastră. Primirile și indemnizațiile erau foarte consistente, pentru că rușii ne-au primit cu foarte mare, foarte mare respect pe vremea aceea, trebuie să spun. Iar e vorba despre cultura rusească, nu putem nega că a fost un popor care a avut o istorie și are o cultură cu totul deosebită. Și a pus în valoare chiar și indivizii care erau cu artiști al poporului, artiști temerit, mai temerit al artei, care până la urmă, pe vremea aceea, s-au implantat și la noi, nu? Că la noi, fiind de noțiune rusească, noi ne-am scos din Rus. Ioana Radu era artist al poporului. Ionel Budișteanu, artist temerit, și așa mai departe. Da, deci despre artă și ați cultură. Umblat, practic, în toată lumea, așa cum spuneați, lângă cultura rusă, nu știu, v-a rămas vreo țară, vreun loc în minte, v-ați îndrăgostit de vreo cultură, de vreo nație? Nu, eu am lucrat foarte mult cu Marcel Silie, cu Gheorghe Zamfir, cu Marcel Silie, în Elveția, de exemplu. În Elveția am scos CD-uri, am scos discuri, am făcut imprimări în catedrala din Lozană, cântat peste tot în marile catedrale, marile biserici. Așa, cum să spun. În urmă, țările nordice, Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda, pe urmă, China, Coreea, Japonia, Statele Unite ale Americii, Canada, peste tot. Australia. Trebuie să vă spun că am avut prilejul de a cutreiera întreaga, aproape întreaga lume, unde, sigur, eu fiind, cum să spun, în fruntea, numai cu ansamblul nostru, urmă am făcut Ciocărlia, am făcut Rapsodia Română, am fost cu ansamblul tineretului, am avut cele din București, așa, până Europa și mai departe. Da, și... Dar v-ați întors acasă. Și știu că soția dumneavoastră a locuit foarte mult în Statele Unite ale Americii. De ce nu ați ales să fugiți într-acolo, cum au făcut-o foarte mulți colegi de generație de-ai dumneavoastră? Domnișoare, am mai spus o dată și am strigat tare. În la întrebare de cine ai rămas, eu spun, n-am vrut. Dar eu trebuie să vă spun un lucru și trebuie să fie bine înțeles. Eu, umblând, de exemplu, până America, unde am întâlnit oameni de 50 de ani plecați după primul război, după rămași pe acolo rătăciți, până Arizona, până Dumnezeu știe, până Saskatchewan, până Canada sau în Corsica sau unde vrei, am întâlnit românii. Psihologia noastră nu e de a rămâne și de a trăi într-altă lume. Noi nu suntem născuți pentru. Nostalgia noastră, sentimentele noastre, dorul, dragostea de țară, dragostea de neam, dragostea de ulița satului, de copilărie, de gnucul din grădină, de cireșul din curte, astea sunt niște elemente. Alte națiuni nu îi merg business-ul acolo, e țara lui. Român nu e așa. Eu trebuie să vă spun că efectiv, pe unde am umblat, am fost înconjurat cu lacrimi în ochi de românii, indiferent că erau plecați, mai recent că erau plecați. Pe vremea lui Ceaușescu am luat fest și de 3 ori pe an mergeam în America sau în Canada sau nu știu unde și întâlneam prieteni pretutindeni, mi-am legat întreaga viață de oameni care mă sună și de acolo și când vin acasă să-ți mai viziteze dacă mai au pe cineva, da? Vicisitudinile vieții au prins acolo timpurile, le-au crescut copiii, s-au instalat, dar au rămas cu sentimentul de țară. Ori eu, spunând acest lucru, nu m-am născut să pot trăi în altă țară. Apropo de nevastă mea, i-a spus, ea era de 15 ani, sibiancă de altfel, era în America, era în California, ne-am cunoscut, ne-am întâlnit, ne-am împrietenit și a spus, da,
America e pe Pavlov aici la domnul doctor veterinar, că nu a fost comunist, a fost domnul Pavlov, a fost inginer agronom, inginer veterinar, la doctor veterinar. Dacă vii, îți place, aici e America. Dacă nu, Arizona sau ăsta, sau Rancho Palos Verdes, California, stă la îndemână, așa că aici a rămas și ea, și după ani cetățean american și așa mai departe. Deci cam asta e despre neamul meu și țara mea. Eu totdeauna am citat mari oameni de litere, mari oameni de cuvânt, când spunea Alexandri, vai de omul fără țară. Adică oriunde ești, nimic nu e a tău. Măcar ai și soarele care răsare, știi că e al tău, e aici al tău. Așa. Sau Bălcescu, plină lumea de țări, dar numai una e a ta. Adică Bălcescu, asta era Nichita Stănescu. Bălcescu spune, cea mai mândră țară săbănată de Dumnezeu pe pământ. E suficient să te înfrupți astea din marele valori ale istoriei și mari oameni de litere și de credință ale neamului tău, ca să te, nu să te consolezi, să te solidarizezi cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu și unde. Așa că asta vreau să spun despre lui. Cine vrea sau cine crede că se simte bine, n-a fost împotriva nimănui, e lumea lui, e viața lui, dar eu asta spun, că dacă nu ne-am născut fiii lui Rockefeller sau nu știu cui, ca să trăiești într-o altă lume, ne-a fost dat să ne naștem pe această sfântă teră, care se cheamă Pământ Românesc, suntem obligați aici să trăim și aici să murim. Vorbind despre mari personalități, aminteați adineori de Maria Tănase și înțeleg că în 1962 v-a trimis o scrisoare în care spune, o citez, vezi, părcășel, să nu te umfli, că-ți cade nasul și te faci urât și gata cu admiratorii talentului matale. Nu vreau să te necăjezi, dar vezi, dumneata, părcaș, ești un mare artist. Se nasc atât de rar oameni înzestrați cu noblețea artistică a dumitale, încât consider o datorie de artist să-ți ofer aripile mele și să te feresc să dai piept cu zidul gros al nechemaților. Ce cuvinte înălțătoare, vă mai amintiți? Dar eu știu pe din afară, domnișoare, am învățat-o ca pe un testament. Mărioara, cum spuneam, Maria Tănase, era în juriu ăsta pentru festivalul de la Helsinki și atunci m-a cunoscut și după aia am întâlnit-o într-un turneu care l-a făcut și chiar în Casa Universitarilor. La Casa Universitarilor l-am dus să-mi dea un autograf și mă amintesc și l-am și acum cu toată dragostea tineretului nostru. Dar ea, după ce am ieșit, cum s-ar zice, din găoace, ea și-a dorit să facă un turneu cu mine pe Valea Prahovei și mi-a scris o scrisoare. Mi-am despărțit și mi-a scris o scrisoare, drăguțule Fărcășel, ajuns în București, m-am învins ocupațiune multiple pe care le am și într-o liniște relativă măcar să pot formula pe hârtie ceea ce doresc de la mata. Vezi, mata drăguță, n-am prea scris mult în viața mea și mai cu seamă scrisorii. Dar scrisoarii ca aceasta în care să trebuie să arăt toate simțămintele mele de artist, n-am scris niciodată. Și de aici revină, zic că o sfătuitoare, ea n-a fost o mare cântăreață, că a fost o iubitoare și o îndrumătoare pentru tineri, pentru cei și un model pentru tineri. Și atunci vine, vezi, Fărcășel. Să nu te umfli, că scade nasul și gata cu admiratorii talentului matale. Nu vreau să te necăjez, dar vezi, Dumitru Fărcaș, nu dau seama dacă, Doamne ferește, nu faci în dumneata parte dintre acei care, înainte să înceapă să umble, își iau boii lui Dumnezeu în cap. Mi-a povestit că muncești și am dedus că ești ambițios. Ești ambițios ca să parvii sau ești ambițios ca să rămâi artist? Vom pleca într-un turneu și vom câștiga mulți bani, bani arză-i focul. Nu contează așa, nu contează cât și cum cânti. Că dacă ești artist și nu presupus, tot sărac vei muri. Deci, aceasta scrisoare și într-adevăr, eu fiind deja în anul întâi,
Nu puteam, 3 săptămâni, cum se făceau turneile, pe vreme 3 săptămâni, o lună de zile, n-am putut să particip, să o însoțesc. I-ați răspuns la scrisoare? Da, bineînțeles, sigur că da, și am fost la ea acasă, sigur că da. Strada Popanan, 32, stătea așa. Trebuie să fi fost o onoare la 24 de ani să vă scrie Maria Tănase. Bine a fost, pentru că Maria era receptivă, cum spuneam, era foarte receptivă la valori, adică intuia. Dar totodată îți dădea și sfatul că foarte mulți tineri le cresc cornițele înainte, de a se consacra unei profesiuni și de a... E un drum lung până când ajungi să intri în conștiința publicului sau a lumii și trebuie să le iei în seriozitate. Nu te poți crede imediat. M-am venit eu de la București și am spus la domnul profesor al meu, domn profesor, eu sunt artist, eu am câștigat cu tare și mi-a tăiat fleorul imediat. Poate vei fi, dar pentru asta, mai ai de tras 5 ani de zile și de... Așa, și așa că de-aia e bine și de-aia totdeauna le-am insuflat și foștilor mei, studenților mei, cei cu care am colaborat. Și spre bucuria mea, să știi, domnișoară, că în fiecare individ, cei care au trecut pe la Casa de Cultură, mulți dintre ei sunt mulți ani, care acum sunt mari instrumentiști sau mari, mai ales de la dans, de la diferite, facultăți, dar aici era o familie, mărțișorul. Și își amintesc cu atâta drag, am sărbătorit chiar acum aniversarea de 60 de ani și au venit din toate părțile, chiar și din Germania, din Franța, foști mărțișoreni de-ai noștri, au sărbătorit, am sărbătorit împreună, toți cu gânduri și cu bucuria de a se revedea și asta pentru mine a fost o mare zi de sărbătoare. Alături de care ați urcat pe o scenă, nu știu, vreun model, vreo poveste care v-a inspirat și alături de care ați... Acum, sigur, personalitate în genul de muzică folclorică, Maria Tănase, sau Maria Lătărețu sau Ioana Radu, eu cu toți am colaborat pe vremea mea, chiar dacă eram cel mai tânăr dintre ei, dintre Gusti, cu Iolui Cană. Toți ăștia au fost, da, niște oameni absolut de la care aveai ce să înveți. Iar pe partea cealaltă, sigur, m-am întâlnit cu
mari cântăreți de arie, de operă, cu mari personalități care au terminat academiile de muzică, atât prin țară, pe afară, colegi care sunt, astăzi sunt elemente de mare valoare mondială. Cu, am cunoscut-o pe Virginia Ziani, am cunoscut pe Pavarotti, am cunoscut pe Herle al nostru, pe mare valori cu care m-am întâlnit de-a lungul timpului. Marin Constantin cu Madrigalul, am niște amintiri extraordinari și cu dânsul Constantin Arvinte, care mi-a scris chiar atâtea orchestrații pentru Mărțișorul și pentru... Deci, într-o viață de atâția ani, s-au adunat amintiri, s-au adunat multe, multe momente de neuitat pentru totdeauna. Dacă tot vorbim de personalitate, cu câți președinți ați dat mâna? O, Doamne! Am dat, mai țin minte, am dat mâna cu destui, dar... Am zis să luăm pe cine să... Sau de care vă amintiți? Eu, în primul rând, trebuie să vă amintesc de președintele nostru. Președintele nostru, Dumnezeu să-l odihnească, istoria rămâne istorie, care era regretatul Ceaușescu, la care 26 ianuarie, împreună cu toți mari noștri artiști, participam la ziua lui, la ziua lui de naștere și îi plăceau romanțele. Era extraordinară. Știa o poezie formidabilă și avea o memorie extraordinară, n-avea voce și ritm, dar îi plăcea muzica. M-am amintit că am făcut o recepție aici, pe Pavlov, la Casa de Oaspeți, care era lângă mine, pe Pavlov, numai cu academicianul Constantin Daicoviciu și vreo 15 persoane. Și eu îi cântam romanță și el recita textul romanțelor. Tocmai că era relaxat, era fără cravată și trebuia să plece prin țară, spre Maramureș, spre nu știu unde, și el nu vrea să plece la culcat, securiștii toți, mitruți. Nu mai cânta că trebuie să plece. Și am pus-o în mare pareu cu cloșca cu pui, astăzi, amintirea, băbăile. Așa, cloșca cu pui, care a descoperit-o Constantin Daicoviciu undeva la Apahida. Despre versurile, om ca dânsul nici vlădica nu-i și nu-i nici împăratul. Cine-i, Cosmuc sau Goga? Și atunci Ceaușescu a scos-o în pormoneu, am văzut un pormoneu de președinte, cu două magnete de 10 lei, cu care eu a scris pe ele Maurer. L-a câștigat în poezie pe Maurer de două ori. Știi? Și zice, sigur, spune Goga. Eu imediat am ajuns acasă, dânsul influență moldovenească e Goga. Om ca dânsul nici vlădica nu-i și nu-i nici împăratul e Goga. Om ca dânsul nimeni nu-i și pentru o vorbă rea ce spui el toată ziulica lui buncește supărat, e Cosmu. Așa că eu câștiga cloșca cu pui, nu știu dacă eu mai dat-o. Da, părul a fost la Kim Il-sen, trebuie să vă spun asta că am făcut cetățean de onoare a Fenianului, am fost prima dată cu Ceaușescu și cu tot stafful lui, pe urmă ne-am întors în China, ne țineau chinezii 2-3 săptămâni, toată delegația românească. Corian, eu am mai fost de 3 ori după aceea și era fascinat. Ați mai păstrat legătura cu cei de acolo? Adică mai păstrat? N-am păstrat, dar dai seama, să ajung cetățean de onoare a Fenianului, pe vremea aceea era toată lumea, de toate televiziunile, se închinau până la pământ, iar delegația română era primită cu toate onorurile, pentru că noi, în războiul cu americanii, în 53, ne-am crescut 6.000 de copii, îngroși până la nivel de facultate. Și ei n-au uitat și ziarele scriau pe vremea lui Gheorghiu de jos mâna de pe Coreea. Și ne arătau muzeele și purtau un cult pentru noi. Delegația română, toți eram în Varșave mici, cu doctori, cu masări, cu așa, delegați care aveau grijă de noi, cu masă separată, cu... Da, s-au purtat grozav. Pe urmă, ce să spun, șef de stată vis-a-vis, așa, le cântam în ocaziile în care eram, cu marele spectacole, cum erau, până de în Japonia,
normal, că la 12.000, 14.000 de spectatori nu mereai la împăratul ca să... Dar s-au personalite, s-au prins, s-au valori, s-au... Da. Să înțeleg că România era recunoscută atunci. Recunoscută și se burca de un respect formidabil. Și să știi că... Se mai bucură de respect? Adică mai sunt conducători? Mai este posibilitatea de a ne bucura de un asemenea? Eu am fost acum, acum 4 ani am fost în China. Eu n-am mai fost în China de, după Revoluție și am fost cu mărțișorul în China. Tocmai sărbătoarea 60 de ani de comunism, trebuie să spun că am fost primit, cu aseamnă mărțișorul, am fost primit extraordinar de frumos. De fapt, chinezii întotdeauna au purtat o respect mare. Și mulți au făcut studiile aici, care vorbeau românești, au fost până ambasada chineză. Și astăzi, 3/4 din ei știu românește. Deci ne-au primit formidabil și... ne-am bucurat de, cum să spun, de tot respectul lor. Pe urmă, am fost în Franța, 5-6 mii de tineri, mi s-a rupt inima, tineri plecat după Revoluție, domnul Mitru, du-ne acasă. Am fost la Barcelona, am fost la Madrid, am fost la Saragoza, am fost la Londra, așa, cum ai spre toamnă să mă duc la Roma, unde se întâlnesc românașii. Din păcate, generațiile de ziua de astăzi, nevoile sau nu știu ce împing și mare drama pentru țara noastră, că toată floarea aceea vestită, cel puțin cum erau pe vremuri, mergeau făgărășerii noștri sau simbienii, că noi am fost a noua națiune care am ajuns pe tărâm american sau canadian, ardelenii s-au tras Quebec și Montreal, unde să ai o pădure să crească vite, bucovenii se schecioan, unde să stamine grâu, să-și facă holdele de grâu și așa mai departe. Deci selecția asta naturală. Ai noștri, tocmai este o vorbă, la Detroit, ce s-a întâlnit Gheorghe cu Ion acolo, ce mai faci, măi? Măi, Ionele, ce mai faci? Zice, măi, Iori, aici e Detroit. Și așa au pus numele americani în Detroit. Da, sigur, și iau, cum să spun, dar mergeau să-și facă suma de bani și veneau cu vaporul acasă să cumpere pământ la copii. Și noi facem eforturi să dăm acel sfânt pământ la alții. O mare dramă. Este o mare dramă, așa cum spuneți dumneavoastră, da. Și este o mare bucurie că ați rămas acasă. Aș vrea să vă întreb, statul românesc, tradiția, merg mai departe, se păstrează, mai sunt tineri care o să reușească să cultive la fel de frumos tradiția? Eu, cum spune copilul ăla, casa părintească nu se vinde, dar trebuie să spun... Eu mi-am făcut, adică casa părintească mi-am pus într-o livadă în groșii mei. Trebuie să spun că de sărbători și când îmi permite timpul mă duc cu mare drag în sat să luăm toate sărbătorile. Sau am fii satului care îl organizează dragii noștri primăraș de pe acolo, de pe la noi. Adică eu țin legătura cu satul, cu satul românesc. Zic că generațiile s-a schimbat, însă adevăratul sat a rămas, cum să spun, dragostea și respectul față de... Am stat de vorbă cu oameni, am fost acum de Paște acasă la lui, o ceremonie de Paște, în noaptea Paștilor feierică, cu Hristos a înviat, strigat de pe vremea daco-romanilor, de pe coaste, răspunde din turnul bisericii tinerii, adevărat că viat forfota satului, e o minune. Încarc, cum zice românul, încarc bateriile. Sigur că da. Un lucru e foarte important. Creșterea, educația în școli nu mai este ca și pe vremea noastră, pe vremea mea. Dascălii nu sunt atât de pătimași. Istoria a nu semăna istoria în trăirile unui copil înseamnă mai devreme sau mai târziu a nu ști a cui. A se pierde identitatea. Și a nu ști ce e.
El, cum să spun, în fiecare din noi, mândria care este, mândria este ceea ce ne-au lăsat. Cine nu cunoaște și cine nu respectă trecutul, nu este demn de viitor, spunea cineva. E foarte importantă. Educația copiilor de mici, să le insufli dragostea de țară, dragostea de neam, dragostea de mamă, dragostea de tată, dragostea de muzică sau de altă profesiune. Am desfințat școlile profesionale în care atâția copii învățau meserii. Cum era școala mea, eu aveam o calificare după terminarea liceului de muzică. Am desfințat școlile medii, tehnice, așa, am făcut toți doctoratele, le luăm pe internet, pe șpersuri. Eu când am dat examenul de stat, vă dați seama, în casa universitară cu 1000 de oameni, în fața publicului și cu orchestra simfonică, îmi tremura și unghiile de emoții și de trăiri și ce pregătire până când ajungi în anul 5 ca să dai examenul de stat. Și ajungând așa prin doctor honoris causa a Academiei pe care am terminat-o, doctor honoris causa Universitatea Constantin Brâncuș, Ordinul Merită Cultural în grad de mare ofițer, dat de președintele României, Crucea Serviciului Credincios în grad de cavaler, discul de aur al Academiei din Paris, lipsit de modestie, spune așa, astea sunt niște bucurii ale vieții și este rezultatul unei munci. Și totul a pornit de la educație. De la un copil orfan care a crescut și de la un dascăl care l-a îndrumat și o mamă care nu s-a măritat la 38 de ani, s-a ducă străinul în casă, cum spune, ne-a crescut cu toată corectitudinea și exigența. Fiți de treabă! Și nu mă aduceți rușine acasă. Dacă aud ceva, pă. Era formidabil. Iar încă o dată vă repet, că mă amintesc de reclama aia drăguță, cum spun copiii aia cu păpușa, cu și părinții ăștia, cum îi crește așa ei. Dacă se amintește, păi așa este un copil, cum îl crește. Părinții nu mai au timp de ei, învățătorii nu mai sunt învățătorii cu patima și așa mai departe. Lucru care e păcat și să știți că în timp să simte aceste mari goluri sau a ne iubi. Ce poate fi mai sfânt și mai scump decât să-ți iubești țara, sărăcia și nevoile și neamul? Se mai nasc sau se mai cresc tineri taragotiști, tineri lăutari? Sigur că da. Sigur că da. Păi, cum vedeți acum, taragotul l-am implantat în conștiința tinerilor, a oamenilor, să cântă taragotul fiind și un instrument cu o voce baritonală aproape de vocea bărbătească, vocea omenească, a devenit un instrument atât de iubit încât generații de copii și alea mei, cum e Gâdea, cum e Dobrican din Gruș, care e un copil care l-am așa inițiat, cum este Nelusu Berci, cum este Gheorghiță Radu de la Rupea, cum, și atâtea și atâtea instrumentiști, așa, cum este Sergiu de la Orla, de la Sibiu, și ca atâtea taragotiști și atâtea instrumentiști valoroși. Și are o catedră de taragot, care există o catedră în cadrul conservatorului de muzică. Așa că eu mi-am făcut datoria
aș putea spune, și sunt fericit de ceea ce am făcut. Și sigur că, încă o dată mă repet, învățământul, educația joacă rolul esențial în existența vieții sociale a unei țări. Ce mai iubiți în afară de taragot și de muzică? Sau pe cine? Iubesc viața, iubesc oamenii, iubesc tot ce se petrece în jurul meu, iubesc natura. Pe Dumnezeu iubiți, aveți vreo relație? Da, întotdeauna am avut un cred și o... Eu mă amintesc când am recitat Credeu și Tatăl nostru în biserică, cred că aveam 7 sau 8 ani când l-a pus preotul prima dată. Sigur, și mulțumesc pe aceasta care, un om care a crezut în Dumnezeu, întotdeauna am crezut și am, cum să spun, am fost și am rămas un credincios. Mulțumesc și patriarhiei noastre și divinității, că m-a ajutat până la anii mei să fiu un om împlinit, să fiu un om bucuros, fericit. Și am fost onorat și cu Crucea Transilvaniei de înalt preasfințitul nostru. Și ce să spun, domnișoară, toate-s bune și la locul lor de cadat. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ați ajuns până la această vârstă, așa că am să vă întreb ce vă doriți la 8 decenii de Dumitru Fărcaș, ce vă doriți de ziua dumneavoastră? Care credeți că e cel mai de preț cadou pe care îl puteți... După cum se arată, domnișoară, așa dragostea pe care eu am împărtășit-o publicului și semenilor mei, mi-au răspuns cu aceleași sentimente, voi avea un mare spectacol înconjurat de mari colegi, dragi cântăreți, veniți din toate părțile, care de pe unde, de pe țară, cu care vă percep mari actorii, mari oameni de toate profesiunile aici la casa noastră de cultură, cu care voi petrece câteva ore. Ne vom retrage undeva la umbra copacilor din parcul nostru, unde ne vom răcori acolo cu un șpriz, cu o bere, și nu-mi doresc decât sănătate și bucuria mare care mă cuprinde să mă revăd și să fiu înconjurat de prieteni, cum i-am iubit întotdeauna și cum i-am apreciat. Și trebuie să le spun că au fost destul de exigenți și eu am simțit acest lucru întotdeauna, m-au însoțit, de ei m-au și ridicat, ei m-au și criticat și ei mi-au și demonstrați că în viața asta trebuie să fii, cum spunea preotul, pe cine îngropi, părinte, azi? Un om de omenie. După un drum atât de lung, dacă v-ați întoarce înapoi, la Groș, în Maramureș, în 1938, ați face toate lucrurile la fel? Credeți că acesta a fost destinul dumneavoastră? Cred că da. Cred că da. Dacă nu luam pe calea artei, și dacă n-aș fi fost descoperit, cum spuneam, de destoinici dascăli învățători, cred că eram un țăran de treabă și de omenie și harnic acolo, în dragul meu Groș, unde m-am născut. Un țăran iubitor de poezie. Chiar aveți o poezie, vreo citată preferată? Iubitor de poezie, iubitor, da. Iubitor de poezie, iubitor de cântec, iubitor. Da, tocmai acum îl spuneam la... Îți spuneam la cineva, mi-a venit în minte Coșbuc. Picurii cu strop de strop fac al mărilor potop. Zilnic câte un pic adună și în curând tu ai un snop. Fii cinstit și să n-ai teamă de dușman, de-ar fi ciclop. Fii stejar să crești înlături, nu înalt și slab un plop.